să până la sfârșitul anului să facă propuneri de îmbunătățire a legislației naționale ce ține de tot ce înseamnă media și nu doar presa. Și aici mă refer la o chestiune care a fost invocată de mai multe ori, inclusiv în discuțiile cu jurnaliștii și cu reprezentanții mass media în acea săptămână a libertății presii, accesul la informație. 2. Propaganda și dezinformarea. 3. Produsul autohton, inclusiv prin a veni cu facilități fiscale și ajutor din partea statului ca produsul autohton să fie dezvoltat. 4. Tot ce înseamnă media online, inclusiv rețelele de socializare, fiindcă și ele devin foarte importante în crearea noutăților. 5. Sistemul de securitate informațională și multe, multe alte elemente, inclusiv cele care am mai auzit și din partea voastră legate de folosirea dronelor. Vrem să avem o legislație cât mai modernă, cu ultimele tendințe. Ca exemple se vor lua cele bune legislații care există în lume, dar în mod special în lume.